Știați că diamantele cresc în pădure pe rădăcinile unor copaci? Bineînțeles că nu vorbim despre nestematele pe care doamnele și domnișoarele le poartă cu mândrie, ci despre diamantele care nu lipsesc din farfuriile gurmanzilor, trufele. Dar nu e deloc ușor să le găsești, fără un câine special antrenat pentru asta. Faceți cunoștință cu Riții, o cățelușă plină de viață care aleargă prin pădure. Dacă aveți impresia că se joacă, vă înșelați amarnic. Riții muncește, caută diamantele pământului, trufele. Câte am găsit până acum? 4 bucăți. Pentru ea este trufă la ureche acum. A avut nevoie însă de un antrenament greu pentru a ajunge să găsească ciupercile pentru care oamenii scot bani grei din buzunar. Bravo, Riții! Bravo. Tot timpul trebuie recompensată? Obligatoriu. Nici nu pleacă de lângă tine dacă nu recompensezi. După ce a găsit trufa, Da. Dacă până de curând doar Franța și Italia erau considerate regatele trufelor, acum și România a început să fie apreciată pentru aceste ciuperci. Trufele cresc și căutătorii noștri găsesc trufe unde nici nu te aștepți, adică am găsit trufe și peste 1000 de metri. La munte găsim trufe albe în zone din ce în ce mai ciudate, pe cursuri de râuri. Ploile de anul acesta au înmulțit numărul trufelor, dar le-au scăzut prețul. Prețurile sunt cam a 10-a parte din ce erau anul trecut. Adică cum era anul trecut și cum e acum? Anul trecut era un kilogram de trufe albe 4.000 de euro, acum e 400. Aceste nestemate ajung în mâna celor mai iscusiți bucătari și în farfuriile gurmanzilor. Trufa este diamantul negru al bucătăriei. De altfel, soții Ceaușescu obișnuiau foarte des să le ceară bucătarilor lor să le pregătească specialități culinare ce conțineau această ciupercă. Bucătarii ne spun însă că orice gospodină poate găti cu trufe. Merge foarte bine cu paste proaspete făcute în casă, supe, creme, chiar și la carne, pește. În ultimele luni, România a exportat tone întregi de trufe negre, iar acum abia a început sezonul trufelor albe.